Chiar dacă contravine normelor estetice actuale, se pare că femeile cu fundul mare sunt mai sănătoase și mai inteligente. Conform unui studiu efectuat de cercetători ai Universității Oxford și ai Spitalului Churchill din Regatul Unit, distribuția depozitelor de grăsime pe diferitele suprafețe ale corpului este extrem de importantă pentru starea de sănătate a persoanei respective. Persoanele cu tendință de a depune grăsime în zonele aflate sub nivelul taliei sunt oarecum protejate împotriva bolilor de inimă, a diabetului și a altor afecțiuni asociate obezității, precum și a deceselor premature. Astfel, asimilând forma corpului cu un măr sau cu o pară, persoanele din prima categorie, cu grăsime depusă în zona abdomenului, manifestă mai multe probleme de sănătate legate de obezitate decât indivizii al căror metabolism depune grăsimea pe șolduri, coapse sau fund. Grăsimea stocată în zona inferioară este mai stabilă și produce mai puține dereglări în procesele eliberării de citochine sau proteine asociate rezistenței la insulină și a debutului diabetului zaharat, declară Robert Kushner, profesor doctor în boli metabolice la Northwestern Memorial Hospital din Chicago. La femei, un fund mare, spun cercetătorii, favorizează nivelul leptinei și al dinopectinei. Dacă primul este un hormon implicat în reglarea greutății corporale, cel de-al doilea are proprietăți antiinflamatorii, vascular-protectoare și antidiabetice. Nivelul de grăsimi omega-3, aflat în cantități semnificativ mai mari în spatele unui corp de tip pară, s-a dovedit un stimulant serios al bunei funcționări a creierului, a memoriei și a abilităților cognitive. Cercetătorii au descoperit de asemenea că femeile cu șolduri late, comparativ cu cele cu șolduri înguste și mai puțin curbate, dau naștere la copii mai inteligenți. Vă așteptăm pe www.privireinviitor.ro sau pe canalul de YouTube cu același nume pentru mai multe informații din zona științelor de graniță.